se pare că sunetul a dispărut pe câteva minute. Nu am să repet toate lucrurile care le-am povestit, dar vreau să mulțumesc în primul rând partenerilor noștri internaționali. Este vorba prin rând de Uniunea Europeană, care a oferit resurse financiare pentru susținerea organizației pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, după cum și asistență tehnică consistentă, inclusiv pentru reorganizarea agenției, îmbunătățirea proceselor interne, după cum și băncii mondiale, care la fel ne ajută mult la capitolul de asistență tehnică, dar și cu resurse financiare, inclusiv pentru fondul de garantare, majorarea fondului de garantare, astfel încât să fie posibil mai ușor de accesat și creditii pe lângă granturile care le oferă ODIM, astfel încât acele companii care nu au suficiente garanții să poată beneficia de această finanțare de partea sistemului bancar, coroborate cu granturile, să realizeze acele proiecte de internaționalizare sau pe piața internă, astfel încât să avem o creștere economică sau o îmbunătățire a situației economice în Republica Moldova și să păstrăm acele industrii care au nevoie de aceste resurse. Eu vă mulțumesc foarte mult și voi fi gata să răspund inclusiv și la întrebări atunci când vor apărea și dau continuare cuvântul domnului director. Mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, paleta de instrumente implementate de ODIM se extinde. La momentul ODIM, pe lângă programul de creștere și internaționalizare, a lansat apelurile în alte programe de granturi. La fel, fondul de garantare a creditelor are capacități de a susține în continuare creditele accesate de antreprenori. Mai trebuie să menționăm aici că alte programe de suport a mediului antreprenorial sunt în proces de dezvoltare și urmează a fi implementate în curând. Ați menționat despre suportul partenerilor externi. Într-adevăr, programul de creștere și internaționalizare este susținut de parteneri strategici ai Republicii Moldova. Și vreau să menționez aici Delegația Uniunii Europene, JAIZ, Banca Mondială și pe această cale aș vrea să-i dau cuvântul domnului Tarik Sakovic, specialist senior în dezvoltarea sectorului privat și competitivitate din cadrul băiecii mondiale, să ne vorbească despre angajamentul pe care ni l-am luat împreună cu instituția respectivă în dezvoltarea acestui program de internaționalizare. Domnule Sakovic. Thank you so much. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule ministru. Și Dumitru, aș plăcere să fiu astăzi cu voi. Aș fi vrut să fiu la Chișinău, dar sperăm că de grabă se va întâmpla acest lucru și voi fi acolo. Banca Mondială este să continue să lucreze cu ODIM și cu Ministerul Economiei, ajutând companiile moldovenești să ajungă la destinațiile de export și să ajute la sporirea competitivității exporturilor. Eu cred că, și de fapt aș vrea să vorbesc despre trei aspecte cheie pe care le putem face pentru a ajuta în acest sens. Așa cum a spus ministrul, unul este să lucrăm cu ODIM la fortificarea și consolidarea instrumentului de garantare a creditelor pentru a permite garanții de portofoliu. Pentru ca mai multe business-uri să aibă acces prin garanțiile de portofoliu la finanțare. Și aceasta va ajuta multe companii mici moldovenești pentru a ajunge la finanțele necesare lor pentru a fi competitivi și pentru a lucra la export. Și face plăcere că Ministerul Economiei și ODIM înțeleg importanța acestui lucru și noi lucrăm îndeaproape la acest domeniu. Eu sper că, pe parcursul acestui an, următoarele câteva luni, noul fond va exista și vom începe să lucrăm la aceste garanții. Deci, acesta este primul lucru. Al doilea lucru este că ODIM are capacități puternice acum și noi vrem să lucrăm în viitor cu ODIM-ul pentru a fortifica aceste capacități, pentru a ajuta companiile moldovenești să fie gata pentru exporturi. Să lucrăm cu ODIM-ul la screening-ul a sute de companii moldovenești pentru a vedea cât de competitive sunt la domeniul exporturilor și să pregătim planuri de acțiuni și să lucrăm în acest domeniu pentru a fortifica capacităților pentru că ele se poate să exporte. Evident că prin acest proces companiile vor putea să ajungă
să se bucure de mai multe servicii pe care le oferă guvernul și Udim, prin granturi, prin servicii, prin suport, prin incubatoare, prin multe alte servicii ale Udim care vor fi disponibile companiilor în procesul lor de sporire a pregătire de exporturi. Este foarte important, noi vom crea baza companiilor care pot să înceapă să exporte. Și după aceasta este important să ajungă la branturile de valori. În același timp, să lucrăm cu timpul pentru a crea legătura între aceste companii moldovenești cu investitorii din țară sau care să facă livrări acestora sau să conecteze la lanțurile de valorice externe. Nu este ușor, dar e ceva ce noi, ce noi înțelegem că Udimul vrea să facă și este angajat în acest domeniu. Noi putem să ajutăm să integrăm mai departe companiile moldovenești în lanțurile valorice de export și dat fiind Moldova nu are ieșire la mare. Competitivitatea exportului este foarte importantă și Banca Mondială vrea să ajute Moldova în acest proces. Și după aceasta, încă un lucru în care vrem să o ajutăm noi și noi știm că Uniunea Europeană de asemenea ajută cu matching grants și Banca Mondială susține Guvernul Republicii Moldova deja de mulți ani cu aceste scheme de granturi. Apropo, cel mai recent ciclu care a fost din 2016 până în 2021 de fapt a ajutat cu oferind 2.5 milioane de dolari ca granturi, a ajutat să se realizeze mai mult de 14 milioane de dolari ca exporturi. Deci este un rezultat uimitor, deci unde câteva sute de companii au reușit să facă exporturi. Noi vrem să continuăm acest lucru cu Odimul, pentru ca să ajutăm, împreună cu Odimul, să ajutăm mai multe companii moldovenești, pentru ca să-și îmbunătățească serviciile de business și să ajungă la etapa de certificare, să aibă capacități de export și să export pe piețele străine. Așadar, Banca Mondială este cu voi, deci este un program foarte comprehensiv pe care acum îl creăm cu Ministerul Economiei și cu Odimul, care va dura pe parcursul următorilor 5 ani pentru a fortifica și a consolida competitivitatea companiilor moldovenești și să ajutăm să exporte. Îmi face plăcere că noi avem parteneri puternici cu care să lucrăm și aici o să mă opresc și mersi frumos pentru că mi-ați oferit oportunitatea de a vorbi la acest eveniment. Pentru detalierea întreaga dialogului pe care o din Ministerul Economiei și Banca Mondială la moment, noi la fel suntem angajați în dezvoltarea acestui dialog, dezvoltarea programelor noastre și în interesul mediului de afaceri. Aș mai vrea să menționez aici că programul creștere și internaționalizare nu este doar un program de granturi, prin intermediul căra Odim acordă doar granturi. Este și un program în care noi venim să acordăm consultanță, instruire și mentorat celor care vor să se orienteze către export. Și atât aceste servicii vrem să le dezvoltăm în continuare, astfel încât Odim să fie capabil să presteze întregul spectru de servicii către antreprenorii care vor să meargă la export. Și în final, atunci când vedem că este un gata și există capacități, să-i susținem prin componenta de grant. Cam astea au fost prezentările generale asupra programului de creștere și internaționalizare. În continuare, am să-l rog pe colegul de la Odim, domnul Constantin Turcanu, să facă o prezentare detaliată a mecanismului de aplicare la programul respectiv, precum și detaliile programului, dar până atunci aș vrea să întreb dacă sunt careva comentarii în Zoom sau dacă cineva vrea să intervină. Deci este o întrebare, dar ține mai mult de costurile eligibile în cadrul programului și aceste articole de investiții care sunt eligibile, noi o să le comunicăm în prezentarea care urmează. Atunci am să-i dau cuvântul domnului ministru să aibă o concluzie de încheiere acestui cuvânt de salut.
Și ulterior trecem la detalii. Vreau să menționez inclusiv și pentru publicul larg, pentru presă, fiindcă noi într-adevăr suntem pe ultima sută de metri să semnăm un acord cu Banca Mondială, s-a lucrat foarte mult la acest capitol și va fi temelia unui nou program extins pe mai multe produse, nu doar pe acest, pe mai multe produse, inclusiv cu fondul de garantare care mizăm pe el și va fi un produs foarte bun care va asigura suportul la toate celelalte programe de grant pentru a expanda posibilitatea agenților economici de a accesa mai facil și credite bancare împreună cu granturile care vor fi oferite de către ODIM, să formeze un pachet sustenabil, consistent pentru a finanța acele proiecte și dorințe de fapt investiționale, antreprenoriale pe care și le pun în gând antreprenorii. De asemenea, foarte corect a menționat domnul director că vrem să creștem și capacitățile ODIM-ului pentru a oferi și consultanță. Desigur, este binevenită și consultanța din exterior, sunt binevenite suportul și trainingurile care sunt oferite de către alte agenții, după cum și de sectorul privat, dar vrem să de asemenea să fie cunoscut și de către publicul, dar de către întreprinderi, în primul rând, acei antreprenori, că acest suport îl va oferi și ODIM, iar verificarea acestor pachete va fi absolut transparentă, cu un comitet independent, cu profesioniști care vor evalua aceste pachete și indiferent de unde și cum s-a făcut această evaluare, ele vor fi tratate absolut egal și granturile vor fi obținute de cele mai bune proiecte. Și eu am văzut proiecte bune, fiindcă într-adevăr atunci când am analizat de la sfârșit de anul precedent proiectele care au fost prezentate, sunt proiecte bune. La noi, agenții economici pot genera idei interesante, pot genera și veni cu idei, cu produse care deja se vând pe piața noastră și pot să fie vândute și pe piața externă și unul din scopurile principale este că să-i ajutăm să ajungă la această internaționalizare. Fie că este vorba de ambalaj, fie că este vorba de etichetare, fie că este vorba de certificare sau de organizarea lanțurilor logistice, toate aceste elemente fac parte din acest program și noi cu mare drag aici recepționăm aceste proiecte, vom ajuta la configurarea lor, înțelegem cu unii agenții economici, în special cei care sunt începători pe această piață, poate să nu cunoască toate detaliile, tocmai de aceea aici vine și ODIM-ul, dar și toată paleta de agenții de stat și nu doar de stat, cum ar fi și Camera de Comerț și Industrie și agenții de investiții care ajută la promovarea exporturilor, ca împreună să lucrăm la aceea ca agentul economic care are o dorință, are o viziune, are un produs să ajungă pe piața externă. Noi vom ajuta la capitolul acesta, vom depune tot efortul împreună cu partenerii noștri internaționali. Mulțumesc! Domnule ministru, echipa ODIM va depune toată expertiza, diligența necesară a evalua programele care investiționale care vor veni în cadrul acestui program și în celelalte programe și vom veni cu cele mai bune proiecte investiționale să le propunem comitetului programului pentru a fi aprobate. În continuare, după cum am menționat, am să-i dau cuvântul domnului Constantin Turcanu să prezinte detaliile acestui program. Iar la final putem avea o sesiune de întrebări și răspunsuri din partea antreprenorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul director. Vreau mai întâi toate să precizez că în prezent, live, ne privesc peste 1000 de persoane. Și vreau să precizez că această înregistrare va fi disponibilă și pe pagina evenimentului și pe pagina de Facebook ODIM, astfel antreprenorii ar putea și ulterior să mai revadă această înregistrare sau să o distribuie colegilor din mediul antreprenorial. Deci, în continuare, o să prezint aspecte importante din procesul de depunere, aplicare și evaluare a proiectelor investiționale care este desfășurat de către ODIM. Programul de susținere a fost aprobat în iulie 2020 de către Guvernul Republicii Moldova și țintește trei domenii de intervenție în susținerea și dezvoltarea antreprenorilor, astfel încât să fie ridicată, crescută competitivitatea și productivitatea antreprenorilor din Republica Moldova prin adoptarea tehnologiilor noi de
de producere a sistemelor de management mai performante, precum și creșterea eficienței și calității produselor, serviciilor care sunt atât pe piața, atât pe piața Republicii Moldova, cât și pe piețele internaționale. Programul țintește substituirea importurilor și orientarea spre export. Astfel, se acordă suport atât prin componenta de grant, cât și prin componenta de business voucher pentru depășirea barierilor tehnice de către întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova, diversificarea produselor și adaptarea acestora ca și imagine, inclusiv la cerințele rigorilor pieților pentru care sunteți orientați. La fel, prin intermediul programului, antreprenorii pot obține și suport pentru identificarea noilor pieței externe și potențialilor parteneri de afaceri. Totodată, programul acordă suport și pentru dezvoltarea capacităților întreprinderilor din Republica Moldova, astfel încât să se conecteze cu furnizori locali, să dezvolte parteneriate cu întreprinderi, companii internaționale și parteneri de peste hotare. Deci, obiectivele programului care au fost setate de către Guvernul Republicii Moldova sunt creșterea competitivității antreprenorială, creșterea cifrei de afaceri a întreprinderilor participante, facilitarea accesului la finanțare pentru cel puțin 220 de întreprinderi mici și mijlocii și facilitarea substituirii importurilor în Republica Moldova. Prin intermediul programului, antreprenorii pot obține un suport complex pentru dezvoltarea afacerii, atât pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale, cum ar fi dezvoltarea imaginii corporative de produs, dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizate, la fel pot accesa servicii de consultanță și asistență în implementarea standardelor internaționale și europene, înregistrarea și protecția proprietății intelectuale, reorganizarea proceselor de producere care ar fi mai eficiente, la fel pregătirea documentelor de export. Prin intermediul acestei componente, antreprenorii pot obține până la 100.000 lei, primul business voucher de 50.000 lei, după care, dacă mai este necesar, atunci se solicită încă 50.000 lei, în acest caz cu o contribuție proprie de cel puțin 40%. Și al doilea pilon este orientat să acorde suport întreprinderilor în valoare de până la 2 milioane lei pentru procurarea echipamentelor, mașinilor, utilajelor, instalațiilor necesare în procesul de producere, înregistrarea mărcilor comerciale, procurarea francizelor, licențelor, software. La fel, prin intermediul acestui pilon pot fi solicitat suport până la 10% din suma finanțării pentru achiziționarea materiei prime și a materialelor necesare procesului de producere, în special dacă antreprenorul planifică să diversifice produsele, să le testeze. La fel, prin intermediul acestui pilon, întreprinderile pot obține și un suport de până la 20% pentru procurarea de spații destinate realizării activității de producere. Criteriile de eligibilitate pentru cei care sunt interesați de acest suport sunt eligibile companiile care întrunesc sau se definesc conform legii 176 și în acest sens precizez că ar trebui să nu depășească cumulativ o cifră de afaceri de până la 50 milioane lei și un total active la fel de până la 50 milioane lei și un număr de angajați de până la 249 persoane. Activează pe piață de cel puțin 2 ani, perioada în care demonstrează o creștere continuă a cifrei de afaceri și a profitabilității.
Domeniul de activitate pentru care este solicitat suportul în dezvoltare ar trebui să fie practicat de cel puțin 12 luni și la acest capitol vreau să menționez dacă compania nu a produs produsul sau nu a prestat serviciu timp de 12 luni, dar a fost angajată într-un proces de cercetare, de dezvoltare a tehnologiei, acest termen la fel se ia în considerare doar că să fie confirmate aceste activități. Activitățile principale pentru care se solicită suportul prin intermediul programului ar trebui să fie strâns legate de activitatea de bază a întreprinderii și, evident, la data aplicării, întreprinderea nu ar trebui să înregistreze datorii față de bugetul public național. Domeniile ineligibile în cadrul acestui program le puteți vedea pe acest slide. La fel, vreau să precizez că dumneavoastră o informație exhaustivă privind criteriile de eligibilitate, echipamentele care pot fi procurate, articole de investiții și la un pilon și la al doilea, dumneavoastră ați putea să le accesați de pe pagina ODIM și aș vrea la moment să vă prezint și să vă orientez cum găsiți informația necesară. Deci odim.md, pagina principală a organizației, compartimentul programe, selectăm internaționalizare și la acest compartiment dumneavoastră primiți mai multe informații de orientare privind etapele și aici dumneavoastră puteți, sunt și butoanele, link-urile pentru accesare. Deci informația ce ține sau extrasul din manualul operațional după care este implementat propriu-zis programul, dumneavoastră găsiți la compartimentul Înregistrează-te și aici sunt prezentate informația grupată pentru fiecare pilon. Deci dacă încercăm să vedem care sunt criteriile de eligibilitate, atunci am accesat acest câmp și aici sunt prezentate toate criteriile. La fel, vreau să menționez dacă dumneavoastră doriți să precizați cheltuielile de eligibilitate sau articole de investiții, la fel, aici dumneavoastră puteți să verificați aceste articole, inclusiv și la pilonul numărul 2, pilonul numărul 1, Business Voucher. Deci, în continuare, dacă nu găsiți răspuns pe pagina ODIM, vă rugăm să ne comunicați și să ne contactați și atunci colegii din Direcția Finanțare pentru Creștere și Internaționalizare o să vă acorde suportul necesar. Deci, care este procesul de aplicare la program și evaluare a proiectelor investiționale? Deci, în prezent, dumneavoastră, accesând link-urile de pe pagina ODIM, mai întâi de toate veți completa un test de eligibilitate, astfel încât să, din start, dumneavoastră, să cunoașteți dacă întâlniți sau nu și să nu dedicați mult timp pentru a aduna dosarul și toate documentele necesare. Oricum, noi vă încurajăm, dacă doriți să testați afacerea dumneavoastră și totodată să vă formați o impresie care sunt cerințele pentru dezvoltarea, elaborarea unui proiect investițional orientat spre export, să descărcați versiunea DOC și astfel dumneavoastră puteți accesa. Deci pe parcursul lunii aprilie până la data de 8 mai, este deschis apel și puteți aplica nota de concept.
În perioada 19-21 aprilie, toți cei care s-au înregistrat, au trecut testul de eligibilitate, noi vă vom informa dacă aveți necesitate de a primi o consultanță dedicată, astfel în această perioadă 19-21 aprilie, Direcția Finanțare pentru Creștere și Internaționalizare va lansa un maraton, să spunem așa, de consultare. Deci fiecare antreprenor, în baza conceptului pe care îl are, poate să acorde întrebări și noi o să orientăm referitor la articole de eligibilitate, precum și elaborarea notei de concept. Ulterior, urmează evaluarea tehnică a dosarelor. Deci noi am făcut un calcul pentru un număr maxim de dosare care poate fi aplicat reșind din experiența anterioară și astfel au fost puse aceste termene sau puncte în timp. În perioada iunie-iulie vor fi desfășurate interviurile, deci companiile ale căror note de concept s-au creat peste prioritățile și indicatorii stabiliți de Guvernul Republicii Moldova, vor fi invitate pentru a prezenta aceste proiecte investiționale și a primi recomandări din partea Comitetului de Evaluare privind dezvoltarea proiectului investițional. Ulterior, vor fi depuse deja proiectele investiționale dezvoltate, definitivate, acestea vor fi evaluate în final și va fi desfășurat, propriu-zis, concursul selectate top întreprinderile care vor, pentru care va fi aprobată finanțarea. Deci asta ar fi ceea ce vroiam, mi-am planificat să comunic despre procesul de aplicare și evaluare la program. La fel, vreau să menționez că pentru data de 22 este planificată o sesiune de informare și orientare împreună cu Institutul Național de Standardizare din Republica Moldova, astfel încât dumneavoastră veți primi atât bune practici cât și orientări privind implementarea a 3 standarde internaționale în cadrul companiei dumneavoastră. Totodată, ODIM este în proces de organizare a unei sesiuni suplimentare cu agenția cu AGP referitor la înregistrarea sau implementarea obiectelor de proprietate intelectuală, cei ce o să vă permită să ridicați calitatea atât a serviciilor cât și a produselor dumneavoastră, astfel încât să fiți competitivi pe piețele internaționale. Deci, în continuare, este deschis sesiune de întrebări și răspunsuri. Da, domnule Turcanu, mulțumesc. Până trece la sesiunea de întrebări și răspunsuri, mai trebuie să menționăm că pentru anul 2022, pentru acest program, au fost, de la bugetul de stat, au fost alocate circa 20 de milioane de lei. Aici trebuie să menționăm că suntem în discuții cu mai mulți parteneri de dezvoltare pentru a suplini acest buget, astfel încât să putem satisface cât mai multe proiecte investiționale reușite și să aducem cât mai mulți antreprenori să susținem să acceadă pe piețe externe cu produse autohtone. Domnule Turcanu, vă rog să vă uitați în continuare prin chat și să vedem ce întrebări avem. Deci am să citesc o întrebare, dacă sunt eligibili următoarele costuri: utilaj de ambalare, împachetare, paletare, etichetare. Deci, da, aceste utilaje sunt eligibile în cadrul programului și chiar încurajăm ca antreprenorii să automatizeze aceste procese și să implementeze tehnologii noi în proces. Dacă costul de înregistrare marcă comercială este eligibil, da, este eligibil și în acest sens colegii de la AGP la fel vor acorda suportul și noi ne comunicăm despre intențiile antreprenorilor în acest sens. Suportul poate fi obținut prin business voucher.
costurile de obținere a certificărilor internaționale, cum ar fi ISO 22000, alte certificări necesare pentru piața externă, deci evident, prin pilonul care oferă business voucher, dumneavoastră puteți obține până la 100.000 lei suport pentru implementarea acestor standarde. Asta a fost o întrebare. Au fost întrebări de la... un participant. Și aici noi, într-adevăr, putem coopta și agențiile de stat, atât în studiul de standardizare, care cel puțin să informeze agenții economici care doresc să obțină standard, care standard și care ar fi o procedură de accesare, dar, desigur, pot accesa și servicii în sectorul privat acest capitol, astfel încât să-și asigure implementarea acestui standard. După cum și cu AGP, fiindcă este adevărat, pe piața internațională trebuie să poți să-ți protejezi marca, să-ți protejezi produsul și respectiv este bine ca înainte de a ieși pe o piață nouă, în special dacă produsul este complet nou, să aveți toate cunoștințele necesare în ceea ce privește modalitatea de protecție a acestei mărci, care sunt acțiunile care trebuie să fie efectuate și respectiv asigurarea înregistrării acesteia, astfel încât să nu aveți surprize atunci când sunteți deja pe piața externă. Mai este o întrebare. Deci, de la domnul Valeriu, bună ziua, 20 milioane lei este bugetul pentru acest an. Presupun că resursele de grant ar ajunge pentru 10 companii care au solicitat suma maximă. Da, am să răspund eu aici, am să dau voie și domnului ministru să completeze. Deci, valoarea grantului maximă este de 2 milioane de lei, dar totuși proiectele investiționale care aplică nu sunt neapărat în valoare de 200 de milioane. Media, la apelul precedent, media per aplicant a fost în jurul de 1 milion de lei, respectiv din bugetul, din acest buget, avem capacitatea de a finanța circa 20 de companii. Dar, în același timp, cum am menționat, suntem în discuții cu mai mulți parteneri externi pentru a suplini aceste bugete. Cu Banca Mondială suntem în negocierea unui acord pentru a coopta o componentă de grant suplimentară în valoare de până la 5 milioane de dolari, ceea ce ar crește semnificativ capacitățile acestui program. De asemenea, am să dau cuvântul domnului Gaibu să menționeze despre discuțiile care au fost purtate recent cu anumiți parteneri externi de a completa nu doar programul creștere și internaționalizare, dar și alte programe ale UDIN. Da, este adevărat. Deci, proiectul de contract, de memorandum cu Banca Mondială este deja pe ultima sută de metri, deci deja ne așteptăm la o creștere de aproape de 4 ori a bugetului pentru susținerea agenților economici care doresc să realizeze proiecte de export. 20 de milioane este acea sursă care a reușit guvernul să o aloce anume programul respectiv. Vom avea mai mult. Cele 5 milioane s-au transformat în circa 80 de milioane, aproape 100 de milioane și respectiv. De asemenea, noi am exprimat dorința de a obține susținere și din partea Uniunii Europene. Suntem în dialog, nu suntem atât de avansat ca și cu Banca Mondială, dar noi sperăm că în anvelopa respectivă, acum discutăm și cu Ministerul Finanțelor, ca să se regăsească și susținere pe partea de ce ține de programele UDIM-ului, la general și în particular cu proiectul respectiv. Noi vom veni cu acele estimări și cu acele rezultate de negocieri și vom da o informație suplimentară, respectiv vom veni cu date suplimentare în ceea ce privește suplinirea acestui fond cu resurse suplimentare, astfel cât agenții economici, într-adevăr, sau mai mulți agenții economici, să poată accesa un astfel de program. Noi ne străduim să punem la punct cât mai amplu ca toate aspectele ce țin de un export, fiindcă totuși aceasta este o măsură sau este o activitate nu foarte simplă. Și aici, tocmai de aceea, UDIM ca organizație vrea să
coaguleze și să coordoneze toate aceste activități cu instituțiile statului, astfel încât agentul economic să obțină tot serviciul și toată informația necesară într-un singur punct de consultanță. Eu sunt sigur că lucrurile acestea vor fi, odată inițiate, vor fi accesate și însă și agenții economici vor avea posibilitatea să expună unde este nevoie de îmbunătăți sau de adus informații suplimentare. Suntem gata să discutăm la acest capitol. Pe aspectul financiar, după cum am menționat, noi vom continua activitatea și cu Ministerul Finanțelor și partenerii internaționali, fiindcă situația nu este simplă în economia regională și noi înțelegem foarte bine că este nevoie de o susținere cât mai plenară din partea și a statului și a partenerilor internaționali. Avem aici o altă întrebare în chat, care sunt acele sectoare prioritare care vor fi susținute de programul respectiv. Eu trebuie să menționez că programul exclude din stat sectoarele pe care, în general, Odimul nu le finanțează prin programele de stat, acele sectoare nelegibile menționate în legea întreprinderilor mici și mijlocii numărul 79, care se referă la în domeniul alcoolului, cazinouri, servicii financiare și așa mai departe. În rest, programele Odimului sunt destinate tuturor sectoarelor, nu facem diferențiere în programele respective de sectoare economice. Domnul Turcanu, dacă vreți dumneavoastră să completați. Da, vreau să completez cu a menționa că sectoarele prioritare sunt definite în documentele de politici guvernamentale și aici am să menționez domeniile informații și comunicații, fabricarea de mașini și echipamente, fabricarea de utilaje și piese, fabricarea produselor textile, a articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte, echipamente electrice, activități din industria alimentară și agricultură, biomedicina, biofarmaceutica, bioinformatica. Astea ar fi referitor la cele care nu sunt eligibile, la fel sunt activitățile din domeniul imobiliar și comerțul cu amănuntul și cu ridicata. Da, de asemenea, noi trebuie să menționăm că am inițiat și un proces de ajustare a programului respectiv, ajustarea hotărârii de guvern prin care a fost aprobat acest program, în sensul eficientizării implementării programului, extinderii domeniilor eligibile și alte lacune pe care noi vrem să le eliminăm din acest program. Deci mai avem încă o întrebare. Dacă procurarea unui camion ar fi eligibil, deci în cadrul programului aceste articole de investiții sunt examinate separat și sunt precizate, deci autoturisme, camioane nu se finanțează prin intermediul acestui program, doar echipamentele, utilajele, instalațiile care vin să ridice sau să crească productivitatea și competitivitatea produselor. Deci, în momentul în care sunt anumite unități care se anexează la camioane, la unitățile de transport, aici noi examinăm separat și precizăm cu întreprinderile aplicante. Cineva ne mai întreabă în chat dacă este posibil de aplicat direct la componenta 2 de finanțare, componenta grantul de grant mare și a evita prima componentă de business voucher. Este posibil chestia asta, programul prevede acest lucru, totuși pentru cei care nu au încă capacități de export, noi le recomandăm să vină și la componenta de business voucher, unde vor putea obține finanțare pentru a-și cizela acele procese interne în cadrul companiei, care să le asigure o penetrare sigură a piețelor externe de export. Mai este o întrebare. Dacă pot fi procurate francize din Rusia și Ucraina, programul nu prevede careva restricții și încurajează procurarea
de francize, atât de pe teritoriul Republicii Moldova, cât și de peste hotare. Deci rămâne să fie evaluat ulterior de comitetul programului pentru a vedea care este impactul asupra întreprinderii, procurarea unei francize sau alte. Doar o mică remarcă, franciza trebuie să asigure exportul și nu importul. Că de multe ori franciza se procură cu scopul de a face import în țară sau de a dezvolta aici localul. Dacă contribuie la export, este un element atunci care poate fi examinat de către comisie. Obiectivul de bază al programului este practic pus în capul mieții în procesul de evaluare a dosarelor, anume sporirea capacităților pentru penetrarea de piețe externe. Avem aici o întrebare în chat ce ține de faptul dacă de la lansare compania a avut creștere de venituri ulterior, în ultimii 2 ani a avut o scădere de venituri, dacă este eligibil. Noi conștientizăm faptul că în ultimii ani mediul antreprenorial a fost lovit de o serie de crize și la moment, la fel, avem un amalgam de crize care s-au abătut asupra mediul antreprenorial, avem o criză pandemică care încă nu s-a finalizat pe deplin, avem o criză energetică, avem o criză de prețuri și mai nou și o criză de securitate în regiune. Respectiv, ceea ce vom vrea noi să vedem în situațiile financiare este bună credință în raport cu statul. Și aici este vorba de achitarea salariilor în măsura în care ele reprezintă sectorul respectiv. Vrem să vedem achitarea de taxe și impozite la bugetul de stat și vrem să vedem că compania cu adevărat contribuie la creșterea și dezvoltarea economică. Și mai este o întrebare, dacă în domeniul alimentației publice sectorul HoReCa cade sub incidența eligibilității, procurarea echipamente, servicii, software, producere alimentare, export, produse alimentare. Deci astfel de activități nu sunt interzise prin program, doar că entitatea care aplică urmează să argumenteze, să confirme care va fi exportul de servicii și în acest sens noi solicităm confirmări suplimentare pentru a verifica. Dar aceste situații sunt examinate în speță. Nu uităm că aici este preconizat un program dedicat domeniului turismului și la acest capitol se va putea lucra separat. Da, într-adevăr, la moment, ODIHM și cu alte instituții ale statului urmează să demareze procesul de elaborare a programului turism rural, respectiv anumite tipuri de afaceri. Noi vom încerca să le ghidăm către alte instrumente dacă vom considera că acestea se pliază mai bine la instrumentele respective. Pentru că, așa cum am mai menționat, paleta de instrumente puse la dispoziție de ODIHM se extinde, respectiv fiecare antreprenor ar trebui să fie eligibil cel puțin la unul din acestea. Bine, dacă nu mai avem comentarii la care nu am răspuns, cred că putem încheia această conferință de presă. În continuare, vreau să menționez că serviciul de consultanță din cadrul ODIHM-ului, direcția care se ocupă de implementarea programului respectiv, stă la dispoziția antreprenorilor pentru a asigura toată informarea și consultarea necesară. Recomandăm potențialilor aplicanți să urmărească calendarul de aplicare și să se asigure că se încadrează în termen, astfel încât proiectele lor să fie duse la bun sfârșit așa cum ei și-au gândit din start. Eventual, alte întrebări urmează să le dăm răspuns în timp. Puteți să ne scrieți pe paginile de Facebook, puteți să apelați la centrul de informare și consultare și pe alte canale pe care să ne găsiți. Și la final, aș mai vrea să mai răspund la o întrebare care a apărut de la domnul Boris Filipov.
Talking about support for agribusiness, what's the difference between the program and the... Deci vorbim despre suport pentru agribusiness, care este diferența dintre program și programul de subvenție implementat de AIPA? Programele de suport pe care le are Ministerul Economiei și programele de subvenționare care sunt în cadrul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură. Deci, UDIM, în primul rând, este focusat către toate sectoarele economiei și este focusat pe finanțarea proiectelor, analiza proiectelor, susținerea acestor proiecte din punct de vedere inclusiv consultativ și tehnic și, respectiv, suportul acolo unde este necesar. Mai mult ca atât, UDIM este în dialog cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a corobora aceste produse, inclusiv cu cele care sunt oferite de către AIPA, astfel încât să fie combinate, să fie posibilitatea de a combina serviciile prestate și a suportul care este asigurat de către stat pentru agenții economici care au necesitate sporite, inclusiv în domeniul tehnologiei agricole, deci unde este specializată agenția de investiții, ei au o focusare specifică pe sectorului dat, dar și acel suport pe care poate oferi UDIM pentru a suplini pe domenii suplimentare, pe activități suplimentare pe care, de care are nevoie agentul economic, astfel încât să completeze toată paletra de servicii pentru asigurarea atât a creșterii producției agricole, procesării ei, dar și respectiv spre export. Deci, din acest punct de vedere, există doar o completare. Și noi chiar intenționăm să facem pachete comune, astfel încât agentul economic să găsească o informație exhaustivă pentru necesitățile pe care le are el în activitatea de zi cu zi. Dar trebuie să menționăm aici că un element central al programelor implementate de UDIM este faptul că la bază totuși este un concurs de idei, un concurs de proiecte investiționale, respectiv cele mai bune sunt propuse spre finanțare și aici mă refer la cele care au un impact cât mai mare asupra creșterii economice, asupra situației economice pe ansamblu și de aceea vrem să, după cum spuneam, vrem să vedem cât mai bune proiecte investiționale care aplică. Bine, cred că putem să declarăm această conferință de presă închisă. Deja ne găsiți pe celelalte canale de comunicare pentru oricare alte întrebări referitoare la programul de creștere și internaționalizare, eventual la celelalte programe ale UDIM. Domnule ministru, vă mulțumim mult pentru participare. Mari colegi, mulțumim. Dragi antreprenori, vă dorim o zi bună în continuare și ne auzim de bine. Cele bune. Mulțumim și succes!